Bună, sunt Cătălin, bine ați venit pe canalul Stella Stratulat. Astăzi vă prezint ciorba făcută de Stella. Și mare atenție, nu merge cu bere. Acum voi toca varza. Între timp am fiert și fasolea, în jur de 150 de grame de fasole. Eu fasolea o pun de cu seară la hidratat, în apă cu bicarbonat de sodiu și în felul acesta ea fierbe foarte repede, nu așteptăm foarte mult după ea. În vas, în cratița în care facem ciorba, am pus un pic de ulei și voi sota inițial varza. Acum băgăm și o ceapă. Eu ceapa pentru ciorbe întotdeauna mă străduiesc să o toc cât se poate de mărunt. Când eram copil, dacă simțeam un pic de ceapă în ciorbă, nici pe aici să o mănânc. Și mi-a rămas în minte chestia asta și mă strădui acum, o toc foarte mărunt, copiii nici nu o simt că este acolo. Eu n-am treabă cu ceapa, eu mâncam ceapă și la omletă dimineața, cât o ceapă singură. Eu aveam probleme cu altele, pătrunjelul nu plăcea, mi-era greață de pătrunjel și de leuțean, vai. Ei, acum văd că n-ai greață. Mereu dădeam pe pare. Văd că nu ai greață. Acum n-am nicio greață. Așa. Deci adăugăm și ceapa peste varză. Deci nu o călim atât cât să un pic să elibereze din suc. Ui, cu aroma. Da. Adăugăm un pic de sos de roșii. Înainte s-a aburit că nu știam eu și în camera, bine. Camera mea nu e la ore. Camera mea nu face ore online acum. Acum adaug mixul de legume. Astă vară v-am arătat eu cum crez zarzavatul pentru iarnă, care îl îngheț. Deci aici avem speclă roșii, morcov, roșii, ceapă și ardei. V-am arătat pe canal cum prepar eu genul acesta de zarzavat pentru ciorbe. Deci cum îl vedeți înghețat așa, îl adaug aici. Acum vin și cu fasolea fiartă. Am fiert-o mai mult decât era necesar. Așa. Și adăugăm și apă. Adăugăm și sarea. Vin și cu un pic de piper. Vai, nu pot să folosesc mâna asta. Încă. Ia, hai schimbăm. Mai încet. Am schimbat rolul. Cătălin va... Deci adăugăm un pic de piper. Mâna mea încă nu poate face mișcări din astea mai dure. Dar în două zile o să pot lucra mai bine. O să vrei că așa țin întorsele astea, cam în jur de 4-5 zile. Așa, deci am adăugat piper, lăsăm să fiarbă ciorba. Pregătim și verdeața. Pătrunjel în cazul meu. Dar puteți să puneți ce verdeață aveți. Niște scroscoți ceva. Glumesc. Vin acum și cu sucul de la o lămâie, era să zic portocală, sau puteți să adăugați boș de casă, așa, și verdeața. Aceasta este ciorba, este minunată, ardeii ăștia sunt, ăsta e mare și un pic rău, ăsta e mic și foarte rău, mic și al dracu, e iute rău de tot, din la noi din grădină. Ciorba este minunată, plină de vitamine, este de post, ce e mai important, și este ideală pentru sezonul rece. Vă mulțumim că ați fost lângă noi și de această dată și vă așteptăm și data viitoare pe canalul Stella Stratulat.